credință și cu dragoste. Cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu fapta, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cine-i tale celei de taină, astăzi Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sântă, să fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului.